Bună seara și bine v-am regăsit, stimați telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii A Patra Putere, orele 19 bătute pe muchii, așa cum v-ați obișnuit deja. Băieții buni de la Tele3 sunt alături de dumneavoastră în încercarea de a demantela, de a deconspira, de a decosmetiza și de a delegitima, ca să folosim acest prefix atât de intens în ziua de astăzi, toate intențiile de culise ale băieților deștepți din politică, care valorifică personal și pentru partid și pentru resursele grupului din care fac parte tot ce se înseamnă bugetul public. Avem astăzi o voce destul de proeminentă în Consiliul Local Târgu Jiu invitat alături de noi, un om care îi place să deranjeze interesele astea, care sunt atât de bine așezate, așa ca o marmeladă din asta, în momentul în care bagi degetul în ea și e o guriță din asta dulce, aia se pare, ce dulce mănâncă băieții ăștia, nu mai dau o dată în diabet. Mă rog, să nu facem, să asociem imaginea de diabet cu un anumit personaj politic atât de controversat la ora actuală, mai ales că fostul său prieten actualmente un mare consilier printr-o anumită instituție a statului, își caută în domeniul agricol de lucru, un job, un serviciu, o fi pe interviu, o fi probă scrisă, nu știm cum o dată, dar și eu sunt curios să vedem dacă va ieși la iveală normele pe care va trebui să le treacă acest mare politician al Gorjului în încercarea de a accede într-o funcție importantă, așa cum se vehiculează la București, domne, adică plecând la capitală, nu acolo, unde asta noi pătar la și am păstorit-o 20 de ani în funcție de conducere a instituției publice respective. Deci ca să nu vă mai țin în suspans, invitatul nostru în această seară este Eduard Trădaru, consilier local ALDE. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, mulțumesc pentru invitație! Am zis împreună cu colegii din această seară din regie să-i denumim structura generală a emisiunii Politica de pe malul Jiului, pentru că asistăm, dacă facem o sinteză a celor 27 de ani, la o politică de baltă, dacă stăm și ne uităm mai bine. Politica asta de baltă este în favoarea noastră, dar când e vorba de băieții ăștia deștepți din care fac parte din clanul ăsta al Cumerilor Roșii, cu care și dumneavoastră ați avut numeroase ciocniri și efervescențe acolo în grupul vesel de la Consiliul Local al Municipiului Târgu Jiu, este că se poate de benefic, este un fel de găină cu pui de aur, un fel de cloșcă cu pui de aur pentru ei. Da, mă rog, politica de pe malul Jiului la noi, de pe malul Dâmboviței. Hai să nu la... zic de parte, da. De pe malul Dâmboviței. Astăzi chiar de acolo am venit și am văzut numele șefului la... unui șef, dar mă rog, haideți că e subiectul acesta, vă rog. De pe malul ce mi-e Dâmbovița, ce mi-e Jiu, dacă stai da, și uite nasul dacă... la configurațiile politice ale consiliilor. Exact. Sigur, așa se întâmplă în momentul în care ai o conducere foarte veche, de antipa 20 de ani, de 20 de ani, în condițiile în care nu ai pe cineva care să facă efectiv opoziție, care să se opună, este firesc, grupurile de interese sunt firești. Sigur, ele există în toată lumea, și cele legitime care sunt legale și cele nelegitime care nu sunt taman legale. Dar ele sunt firești, numai că faptul că nu există o opoziție care să contrabalanceze ponderea este o mare problemă și nu a oferit niciodată o alternativă oamenilor, votați-l, hai să-l votăm pe celălalt, pentru că se vede foarte clar că din punct de vedere al viziunii este împotriva acestora. Și nu a existat nimeni care să critique în mod constant această viziune defectuoasă. Nu poți să vii în campania electorală să spui că cei care au condus până acum nu au condus bine și orașul, municipiul Târgu Jiu este în colaps, și după alegeri să vii să spui de fapt e foarte bine și să votezi proiectele de Consiliul Local spunând că sunt în beneficiul orașului. Păi dacă aceste proiecte de hotărâri de Consiliul Local sunt în beneficiul orașului, mă refer la cele importante cu privire la care au impact bugetar foarte mare, înseamnă că și până acum a fost tot la fel de bine. Că viziunea oamenilor nu se schimbă peste noapte, adică viziunea de a pune carul în fața boilor. Facem stadion, dărâmăm echipa de fotbal. Nu, în loc să, în loc la să... cine, carul, ce e comunitatea și boii cine sunt? Așa să nu, delimităm foarte bine zonele de interes. Este vorba aceea românului cu carul în fața boilor, adică te apuci de ceva fără să, după aceea, să asiguri eficiența. Te-ai apucat de stadion și n-ai avut grijă să salvezi echipa de fotbal. Este o mare nebunie lucrul ăsta. La fel, te apuci, nu ai o finalitate în ceea ce privește câinii fără stăpân, stai și te împotmolești și vin cei de la Ecarisa să spună că sar oamenii pe ei să-i bat atunci când se duc să prindă câinii, și eu le-am spus în permanență, dar sunați la 112, că nu poate să te agreseze nimeni când tu îți faci datoria. Sigur că da, adică sunt chestiuni de genul ăsta, ne împotmolim de maniera următoare, adică să ieroși la semafor și stăm,
e roșu în continuare la semafor, stăm și spunem că e roșu, dar nu ocolim pe altă parte pe unde e verde sau ceva de genul ăsta, să rezolvăm problemele. Să rezolvăm aceste probleme. Și nefiind cineva care să critique efectiv această viziune, acum, la fel, că se pune problema că se va finaliza această lucrare prin iulie și cu hotel și cu stadion, mă îndoiesc sincer, pentru că e posibil să mai apară unele deficiențe. Nu poți să știi cu certitudine când vor fi finalizate până când nu se finalizează, plus că suntem în România și mai mult decât atât suntem în Târgu Jiu. Ce faci cu ele? Că dacă le ții iar în administrare, dacă le ține municipalitatea în administrare, vom ieși mereu în pierdere, pentru că mai angajează și pe ăla, mai angajează-l și pe celălalt, mai angajează-l și pe celălalt. Cel mai bine e să le dai în administrare privată, sigur cu niște clauze foarte clare, în condițiile în care vom avea un club sportiv municipal și voi fi ascultat de către conducerea PSD până la urmă și susținut de consilierii PNL, vom avea un club sportiv municipal și o vom lua cu o echipă de la zero, adică din Liga a treia. Că înțeleg că acum te poți înscrie direct în Liga a treia. Mi-e greu să cred că Pandurii se va mai salva. Mă rog la Dumnezeu să facă o minune și să Pandurii să se salveze și să rămână în continuare în Liga a întâi. Și astfel încât stadionul să poată fi folosit. Dar chiar dacă rămâne anul acesta, tot trebuie găsită o formulă, o soluție de a salva această echipă. Vedem foarte bine structura echipei Pandurii Târgu Jiu. Pandurii Târgu Jiu funcționează în cadrul unui ONG, organizație non-guvernamentală. Este o asociație. Nu sunt acționar, nu este o societate pe acțiuni. Este o asociație și oricând cineva vrea să vină să investească o sumă de bani, până la urmă trebuie cuprins atât în actul constitutiv cât și în statutul societății ca asociat. Este absurd ca membrii asociați să facă apel la dumneavoastră, la mine sau la alți oameni cu bani mai mulți să dea bani astfel încât ei să-i administreze. Nominalizați-vă dumneavoastră singur cu bani mai mulți pentru că noi ne retragem, facem un pas să retragem aici. Și ei să-i administreze și să spună, bă, las că dă tu banii că noi îi administrăm. Nu, în condițiile în care ai venit și ai dat bani, trebuie să fii acceptat la masa deciziilor și trebuie să fii inclus ca asociat, că poți să fii inclus, că poate fi oricine inclus ca asociat. Și în felul acesta poate fi salvată această echipă, dar nu unii dând bani și alții luând decizii pe banii lor. Sunteți consilier municipal și, dacă nu mă înșel, avocat la baza profesiei. Da. Vreau să vă întreb, că ați adus vorba de Pandurii, ce se întâmplă cu... Am avut două echipe etalon, și anume echipa de handbal și echipa de basket. A jucat la cel mai înalt nivel posibil. Avem echipa de Pandurii care în momentul de față se află în pragul falimentului. Doar un brânz dacă îi se mai dă gata, am terminat și cu echipa Pandurii. Exact. Și vorbim de niște milioane de euro care au dispărut. Noi ne interesează și în calitate, da, vreau să vă întreb în calitate de avocat, în calitate de politician și în calitate de membru al Consiliului Local. Acum, unde sunt acele milioane de euro de acolo? Nu știu unde sunt acele milioane de euro. Unde credeți că sunt? Nu știu unde sunt acele milioane de euro, numai că este foarte clar că nu au fost gestionate. Și se pare că se poate de grav. Nu au fost gestionate în mod eficient fondurile. Dacă nu au fost gestionate nici în mod dacă nu au fost gestionate în mod legal, cu siguranță instanța de judecată va antrena răspunderea patrimonială celor responsabili. Dumneavoastră vorbiți în calitate de avocat pentru care funcționează prezumția de nevinovăție. Categoric. Eu vorbesc în calitate de dulău de presă, de ciobănesc de la Carpatin, în care pentru mine nu există prezumția datoria, de nevinovăție. Vă faceți datoria. Asta mă interesează. Să lăsăm un pic diplomația asta deoparte, să încercăm să vorbim mai pe șoapă pentru restul telespectatorilor, pentru că este foarte clar, acei bani în condițiile în care au fost închiriate vile pentru jucători. Adică aveai un hotel, hai să zicem că hotelul nu era atât de la nivelul de lux la Crezi care aveau nevoie jucătorii. Jucătorii nu erau pe Neymar și pe Messi aici. Puteai să totul să închiriezi o cameră la hotel atâta timp cât închiriezi vile, închiriezi apartamente la prețuri foarte mari, deși piața avea și prețuri mai, existau pe piață și la prețuri mai mici. Adică există o prezumție că banii aceia au fost dați cu dedicație cuiva. Atâta timp cât din informațiile pe care le am eu și dacă le am eu, cu siguranță le au toate instituțiile statului, se pleacă cu baxurile și se pleacă în continuare cu baxurile de apă, de sucuri, de la bucătărie de acolo. Totuși, de mâncare, de toate cele. Acestea sunt micile comisioane. Atâta timp cât se închiriau mașini, păi sunt micile comisioane. Nu, primul interesează de ce s-au adus după ce a plecat Condescu de acolo, jucători peste 30 de ani. Există o practică destul de împământenită la nivelul echipelor naționale și anume cei care se interesează a face rapid bani, aduc jucători peste 30 de ani care știu foarte bine cum merge treaba și nu mai sunt interesați de performanță. Haideți, domnule, spunem, nu știu, 5.000 de euro pe cartea de muncă, dai doar 2.000.
2000 în mână. Restul e treaba noastră ce facem. Și asta se întâmplă. E o practică teribilă, atât de împământenită în fotbal român, așa și este, ridicată la și centru, asta se întâmplă, încât sunt curios dacă vor verifica instituțiile abilitate acele documente și acele să întrebe pe jucătoria, mă, cât ai avut o salariu? Nu știu, 10.000 de euro, 2.000, 1.000, i-a luat toți banii în mână? Exact, să vadă dacă îi... Da. Cu siguranță banii au intrat în cont, dar după aceea nu, știi, nu poți să știi aici, ce era nevoie, aici era nevoie să se autosesizeze o instituție a statului, pentru că cu siguranță aveau aceste informații și să existe o anumită urmărire a acestora, un anumit filaj al acestora, al acelor sume de bani. Omul cheltuiește banii sau se duce și îi dă mai departe. Medile, dar o ciudat este că Marin Condescu a lăsat sume de ordinul milioanelor de euro în contul clubului, dar în vreo 2 ani de zile, 3 ani, s-au volatizat efectiv sumele astea de bani și nimeni nu știe și tace. E o omertă totală. Dar mai mult decât atât, au venit bani foarte mult de ordinul milioane de euro din drepturile de televizare anul ăsta. Deci nu sezonul acesta competițional. Deci nu e ceva, pentru că e în funcție de locul pe care l-am avut sezonul trecut. Așa au venit banii anul ăsta și nu ce mai sunt bani dintr-o dată. Da, dintr-o dată nu mai sunt bani. Prepusculară. Și te gândești, pentru că vezi de la început, bă, care sunt cheltuielile, cam care sunt, da, și nu te bazezi pe bani care nu ți-au venit, că spun, majoritatea dăm vina pe Complexul Energetic Oltenia că nu mai vrea să dea banii, dar nu trebuia să te bazezi pe banii aia, trebuia să te bazezi pe banii din drepturile de televizare și după care dacă venea și Complexul Energetic Oltenia și Artego și ceilalți asociați cu restul de bani, era foarte bine, erai pe plus. Eu zic că dacă ar fi existat dorință de performanță și dorință pentru comunitate, se reușea să facă performanță în continuare cu sumele destul de colosale pe care le-a avut la... Se reușea în condițiile în care aveam la echipa a doua de la Pandurii Târgu Jiu, pepiniera de pregătire pentru Liga 1. Și selectai pe cei mai buni, nu da, selectai pe cei care pe sunt noi am pe importat și în general, pe... Noi da, importat jucători peste 30 de ani, că și-a băgat nasul specialistul în exact agricultură care a stat 20 de ani în fruntea instituțiilor statului. Nea Ion, te salutăm de acolo, de pe Primăverii, de din vilă la noi. Alo, bună seara! Bună seara! Să trăiți, vă rog. Seara. Domnul Leonard, m-ați lovit unde mă doare cel mai rău. Aolo, n-am vrut. Ați deschis treaba cu fotbalul. Am 80 de ani și nu mă pot lăsa de microbul ăsta. Domnul Leonard, domnule Lădaru, până în 2013, cât a fost Condescu, n-am nimic cu dânsul, nu-l cunosc personal. A mers echipa Bridge, ne reprezentă prin Europa. Italia, au zis de Pandurii, Ucraina, Portugalia, cum Vită Ciurelu și cu domnul doctor în agronomie s-a ales praful de tot. Asta nu destrusesc în Gorj, sportul. Nu, dar erau niște milioane de euro în conturi acolo. Erau niște milioane de euro lăsate de Condescu în conturi. Așa, a adus pe Răducanu, i-a dat 1.000 de euro pe lună și jumate, domnilor. A adus fotbaliști toată stima. Cât a spus că a dat lui Răducanu? 2.500 de euro? Nu, eu nu cred. Eu cred că i-a dat mult mai mult. 1.000 de euro pe lună. Am înțeles, sunt 2.000. 1.000 de euro pe lună. 1.000 jumate. Da. 1.000 jumate pe lună. A adus fotbaliști, respectul pentru ei, pentru trecutul lor. Hagi face minun cu copii. Bagă, bă, copiii tăi din gol și formează-i. Îi vinzi și scoți bani și faci treabă. Ne întoarcem la politică. Domnul Leonard, stând ca prostul cu telecomanda în mână, văzui pe un post central, ieri s-a votat în Parlament de 203 parlamentari că Iohannis a încălcat Constituția, domnilor. Asta vrea domnul Tăriceanu și cu domnul Dragnea, să distrugă țara, domnule, să-l suspende cel puțin o lună, să schimbe și DNA și tot, că așa spunea un, că nu pot să-i spun ziarist de la România TV, un, așa, nu vreau să vorbesc urât, îi spunea la un senator pesedist, schimbă, domnule, pe toți că aveți putere, aveți majoritate. Pe asta vrea, domnule, să facă, de-aia au venit la putere, să dea afară cu totul. Hai să nu mai avem DNA, să nu mai avem justiție, poliție, să facem fiecare ce vrem. Ce spune IPJ-ul? Că n-au murit oameni pe stradă, în Târgu Jiu, pe asta vrea să vadă, să moară oameni. Pe ăla cu toporul, domnule Lădaru, sunteți de meserie, domnule jurist. Așa. Bă, ăla trebuia legat imediat 153 articolul Ceaușescu să fie în picioare și acum, domnule. Ăla e pericol social. Asta vrea Tăriceanu. Trebuie și să cu Dragnea să ne facem mai rău ca în Iugoslavia.
Trebuie să facem o configurare. Trebuie să facem o configurare a Dumnezeu de un război civil. Vă mulțumesc. Trebuie să mulțumesc și eu pentru intervenția noastră telefonică. Trebuie să facem înainte de toate aceasta referitor la întrebările pe care le-ați adresat dumneavoastră o configurare a sferei politice atât la Târgu Jiu, cât și la centrul unde l-a acuzat pe Tăricianu. Credem că Edi Lădaru este, cred că deși sunt în alianță PSD-ul cu ALDE, principala voce a opoziției, ca să spun așa, în Consiliul Municipal și cred că nu știu cât va mai rezista acolo pentru că sunt toată ziua cu gura pe ei și am întrebat că este un partener, s-ar putea să fie o victimă colaterală din punct de vedere politic. Așa. Nu se pune problema asta, mă rog, jocurile de la București. Eu am luat-o ca ipoteză. Da, jocurile de la București sunt jocurile de la București. Ideea e că eu îmi fac datoria în Consiliul Local față de alegători în spiritul doctrinei liberale, adică dacă... Ei, ați călcat totuși pe mulți pe bătături pe acolo care se așteptau într-o poziție docilă a dumneavoastră în sferea acelea sigur, consilierul municipal de acolo și de fapt au avut să-l trezi cu altceva. Eu am spus că voi reprezenta alegătorii și asta fac, reprezint alegătorii. Sigur, revenind la ce s-a întâmplat cu poliția, până la urmă, să fim serioși, au fost două persoane care s-au alergat unul pe celălalt. Într-adevăr, unul avea un topor în mașină, dar poliția nu poate să verifice pe toată lumea. Eu am plecat de acasă. Puteam să am și eu un topor în mașină, să vin cu el în emisiune, să spunem, da? Poliția nu poate să știe ce e în capul meu când plec de acasă. N-a fost criminalitate organizată. Până la urmă, poliția și-a făcut datoria în sensul că i-a prins pe cei doi într-un timp relativ scurt, 50 minute, foarte cât a durat, bine, da. Și i-a băgat în dubă și i-a dus în fața judecătorului cu propunerea de arestare preventivă. Deci poliția și-a făcut datoria. Vedeți că când se bat doi pe stradă și se... sigur, presa își face datoria, mediatizează ceea ce s-a întâmplat. Dar, pe de altă parte, trebuie scos în evidență și promptitudinea în care a intervenit poliția. Aici, dacă am fi avut prefectul ar fi ieșit să ia apărarea acestor instituții ale statului și să explice mecanismele prin care aceștia acționează. Pentru că nu trebuie să facem cum a făcut Barack Obama când au apărut acele mișcări de Occupy, când polițiștii au împușcat mai mulți cetățeni de culoare și nu știu dacă în vreun caz polițistul a greșit, pentru că au fost achitați toți polițiștii, n-au trecut de marele juriu, cum iese la ei, adică n-a început urmărirea penală față de ei. Deci este o foarte mare problemă și trebuie să respectăm instituțiile statului așa cum sunt și să recunoaștem că totuși străzile noastre sunt liniștite. Adică nu avem găști pe stradă care să săvârșească infracțiuni de tâlhărie în masă. Este destul de sigur că se bat doi între ei, că se duelează doi între ei, își dau întâlnire doi să se bată. Poliția nu poate să viseze că se va întâmpla lucrul ăsta, ci intervine în momentul în care este apelat la 112. Deci poliția și-a făcut foarte clar datoria sau că în discoteci apar unele scandaluri. După ce au apărut acele scandaluri, au făcut niște raze în discoteci și au apărut alți cetățeni nemulțumiți că au fost deranjați de cei care au intrat în discotecă să-i verifice. Vedeți că este cu duș întors. Păi, trebuie să acționeze poliția sau nu trebuie să acționeze poliția? De aceea, din punctul meu de vedere, poliția și-a făcut datoria, a prins de fiecare dată într-un termen relativ scurt toți cei care au săvârșit infracțiuni cu violență. Și chiar vreau să-i felicit pe această cale și poliția și aceste instituții ale statului prin care până la urmă statul își folosește forța coercitivă pentru a asigura respectarea legii, trebuie să aibă sprijinul politic al partidelor politice, sprijinul politic în sensul bun, în sensul că trebuie să facem apel la cetățeni să respecte aceste instituții ale statului. Nu neg că sunt și anumiți polițiști, anumiți procurori care fac și abuzuri, dar în general majoritatea își fac datoria, sigur că da. Registrul celor menționate de noastră anterior a susținut că nu mai avem prefect. Să știți că eu l-am girat nu cu l-am foarte mare. Multă încredere și credit pe actualul prefect când a dispus măsurile împotriva președintelui Consiliului Județean Ion Călinău, dar ulterior a venit efectul dizolvant al PSD-ului, atât de intens și atât de puternic, încât am asistat la o ștergere completă a activității. Poate ar fi trebuit să-și dea demisia. Poate ar fi trebuit să-și dea demisia, dacă nu poate să facă față unei asemenea funcții, pentru că nu am nimic de reproșat cu privire la activitatea sa profesională. Și toată lumea apreciază activitatea, toată lumea de specialitate apreciază activitatea actualului prefect, activitatea profesională în Direcția de Finanțe Publice. Dar
nu este cazul să avem întotdeauna să avem un prefect care să fie absolvent de științe economice și care să nu fi lucrat în administrație. Deci e nevoie de un absolvent de drept și care să aibă și o experiență în domeniul respectiv sau un absolvent de științe administrative, de administrație publică și care să fi lucrat de asemenea în administrația publică, să știe cum funcționează mecanismele, pentru că într-adevăr, cum spuneți dumneavoastră, presiunea PSD-ului primul, oamenii care îi sunt favorabili din instituția prefectului, până la urmă poate nu i-a mai aduc la cunoștință anumite lucruri. Nu îi pun la dispoziție documentele și el neștiind să le ceară, nefiind de profesie jurist sau... O prezență din ce în ce mai evazivă. A început extraordinar de bine și a început mandatul prin acele măsuri dispuse împotriva lui Ion Colinoiu, dar ulterior a intrat într-un efect din ăsta atât de diluant încât asistăm în prezent la o estompare a imaginii prefectului în spațiul public al județului Gorj. Exact. Și în spațiul instituțional. La fel, vedem mai degrabă o persoană care din punctul meu de vedere, prezidează de formă acele instituții, acele ședințe, pardon, cu șefii instituțiilor deconcentrate din județul Gorj. Nu știu ce s-a întâmplat pe parcurs, unde s-a pierdut, unde a existat acel declic în care automat prefectul, care a fost la vremea respectivă, a devenit cu totul altă structură de prefect în prezent. Nu știu ce s-a întâmplat, ce s-a scurt-circuitat, ce n-a funcționat în perioada aceea. Practic nu mai există. Deci asta, că rolul prefectului, ăsta era momentul în care au fost acuzate... a fost acuzată poliția de către cei de la PNL că, domne, se întâmplă nu știu ce, e un dezastru pe străzile din municipiul Târgu Jiu, în mod fals, folosită politică această temă, prefectul județului Gorj trebuia să apară și să ia apărarea acestor instituții, să spună care sunt mecanismele prin care modalitatea în care funcționează aceste instituții și să explice foarte clar faptul că poliția și-a făcut datoria prin faptul că i-a prins pe infractori. Nu, repet, nu putem să știm ce este în capul unui om atunci când ia un cuțit și atacă alt om. Poliția își face datoria pentru că îl prinde pe infractor și îl aduce în fața judecătorului pentru a fi tras la răspundere. Asta este marea problemă și de aceea ai nevoie ca instituțiile statului să funcționeze și să vină să instaleze calmul în societate atunci când sunt acțiuni deviate, acțiuni politice deviate ale unor partide politice care încearcă să fructifice electoral de pe spatele unei instituții sau alteia. De regulă, astea sunt strategii electorale deficitare sau chiar falimentare. În momentul în care încerci o astfel de inițiativă, automat are efect de bumerang, se întoarce împotriva ta. Am asistat de foarte multe ori la acest efect de bumerang pe care l-au creat ralierea unor membri, a unor formațiuni politice la anumite acțiuni în spirit civic făcute. Exact, exact. Și inclusiv, la fel, dacă vrei, și cu poliția locală. Faptul că se dă senzația că este subordonată politic, la fel, duce la o lipsă a încrederii cetățeanului în poliția locală. Și ați văzut că practic nu ia nimeni în seamă. Și atunci, până la urmă, cei din poliția locală și, bine, aici este vina și primăriei municipiului Târgu Jiu, pentru că încearcă să-și asume de fiecare dată, de pe vremea fostului primar, încearcă să-și asume de fiecare dată primăria acțiunile poliției locale, ceea ce este o mare problemă, pentru că tu nu dai autonomie instituției respective, tu nu dai prestigiu a instituției respective și tu nu creezi încredere a cetățeanului în instituția respectivă, de vreme ce știe, las că îi ascultă de ăla. Asta este marea problemă. În condițiile în care creezi o instituție care să fie pentru cetățean și o instituție așa cum este poliția, fie că e poliție națională, fie că e poliție locală, tu nu trebuie să dai senzația că o subordonezi politic, tu nu trebuie să-ți asumi măsurile pe care le ia respectivele instituții. Și în felul acesta avem chestiuni foarte ciudate de cetățeni care sunt chemați că au postat pe Facebook, nu știu ce, să fie amendați și așa mai departe. Eu am rămas un pic uimit de cinismul acelor postări și acelor personaje implicate în toată centrifuga asta a dezinformării, pentru că ce am studiat un pic atent informațiile care au circulat acolo, n-a fost nimeni sancționat sau amendat. Exact. Au fost doar trimiși, au primit doar o invitație pentru a se aduce la cunoștință, probabil, anumite prevederi care se aplică în afirmațiilor făcute în spațiu public. Exact, eu nu spun că cei care au postat pe Facebook nu au exagerat, m-am interesat personal de cazul respectiv și, într-adevăr, era o misiune. Poliția locală, erau un alt polițist, mă rog, am aflat pe anumite surse, din anumite surse credibile, că, într-adevăr, era o misiune. Dar sigur că în condițiile în care îi vezi mereu plimbându-se pe stradă, n-ai parcat bine, n-ai nu știu ce, n-ai nu știu cum, se creează o anumită antipatie față de această instituție. Faptul că a intervenit
viceprimarul cu atribuții de primar, Aurel Popescu, și a legitimat practic acele chemări la poliția locală cu Facebook, cu nu știu ce, ca să informăm oamenii, a arătat practic că este subordonată, ca și cum ar fi subordonată politic poliția locală. Asta este marea problemă. Asta e marea problemă. De acord cu afirmațiile pe care le-ai făcut, dar până la urmă facem o analiză la ce înseamnă structura de poliție locală în orice municipiu din țara asta, vorbim de acei oameni, că acei oameni sunt funcționari, atenție, nu sunt polițiști. Știu, absolvenți de mai. Ei sunt funcționari. Sunt funcționari. Dar au denumirea de poliție locală. Sunt funcționari, au denumirea de poliție locală, au statut special. Mie îmi place ce mai simpatică poliție locală, știi care mi se apără din toată țara asta? Poliția locală Mioveni. Să vezi numerele de la mașină care le-au. Publicitatea este astăzi generator și revenim. Visați la o nuntă de vis cu sute de invitați într-un loc deosebit? Alegeți restaurantul Marigab din Turceni. Două săli moderne vă stau la dispoziție pentru nunți, botezuri sau alte evenimente. Meniuri alese cu cele mai gustoase preparate după rețete tradiționale. Ne dorim ca evenimentele pe care le găzduim să fie de o calitate ireproșabilă, de aceea suntem atenți la fiecare detaliu. Restaurantul Marigab asigură și cazare, camere luxoase amenajate la cele mai înalte standarde. Clienții care închiriază localul pentru evenimente beneficiază de cazare gratuită. Restaurant Marigab, Turceni, Strada Muncii, numerele 19-22. Rezervări la telefonul 0766-949-901. Marigab, plăcerea de a petrece clipe de neuitat. Amplasat într-un cadru natural în mijlocul parcului central, restaurantul Doina Gorjului are oricând porțile deschise pentru tine și familia ta. La localul nostru, ospitalitatea românească te întâmpină de la intrare. La noi găsești mâncărurile tradiționale românești. Gustul bunătăților de la mama de acasă îl găsești la restaurantul Doina Gorjului. Noi vă facem toate poftele, de la bucatele oltenești la pizza pe vatră și salatele văratice. În zilele caniculare te desfătăm cu minunata înghețată cu arome naturale. Avem o țară cu peisaje mirifice, spectaculoase, locuri de poveste și frumuseți nealterate de vreme. Dar câți dintre noi știm să respectăm acest minunat colț de rai? Tot ce aruncăm nu dispare pur și simplu. Poluează solul, apele și are efecte negative asupra sănătății. Noi toți suntem vinovați de distrugerea mediului înconjurător. Și tot noi avem la îndemână soluția. Exemplul personal îi poate determina și pe cei din jur să protejeze mediul în care trăim. Grija pentru mediu începe cu noi. Vrei să-ți deschizi un restaurant, un cafe-bar sau o rețea de catering? GM Proficuip îți ușurează munca. Alege echipamente profesionale, ambalaje, mobilier și multe alte produse pentru dotare și funcționare. Frigidere verticale, mese de lucru, chiuvete, hote, aparate de gogoși, vată de zahăr sau popcorn, dozatoare de suc, mașini de înghețată sau plite de clătite. Noi și second hand la magazinul situat în Târgu Jiu, pe strada Termocentralei numărul 39, în zona fostului CET. Se asigură servicii și piese de schimb. În plus, vă puteți aproviziona cu diverse materii prime pentru produse de cofetărie și patiserie, dar și ambalaje pentru preparate în sistem catering. GM Proficuip, soluția rapidă pentru dotări profesionale de restaurante, hoteluri, cafebaruri și catering. Într-un paradis natural, popasul Jaleșul te așteaptă în atmosfera de bazma satului gorjenesc. În Arcan, pe malul Jaleșului, popasul nostru este locul ideal pentru relaxare și distracție, unde să vii cu familia și prietenii. La noi găsești mâncarea tradițională românească. Gustul și aromele învietoare sunt completate de un ambient rustic. La popasul Jaleșul găsești cazare cu numai 50 de lei pe cameră.
pentru că vrem să-ți oferim un sejur de neuitat, piscina și terenul de fotbal completează cadrul perfect pentru petrecerea timpului tău liber. SECE Autosion Serv execută în mod profesionist lucrări de înlocuire parbrize, lunete și geamuri laterale, reparații fisuri produse de lovituri de pietre. SECE Autosion Serv aduce la comandă orice tip de parbriz, geam lateral sau lunetă. Executăm polish profesional de faruri și stopuri. SECE Autosion Serv, vulcanizare pentru camioane și autoturisme. Nu mai alerga de la un magazin la altul. Găsești cele mai ieftine rechizite și produse de birotică, papetărie, tipografie și materiale promoționale într-un singur loc. Magazinul Zeus, în Târgu Jiu, strada Popa Șapcă, numărul 1. Telefon 0253-212-137. Zeus, cel mai bun furnizor de papetărie, birotică și tipizate. Și am revenit, estimați telespectatori, la dezbaterea noastră împreună cu Eduard Lădaru, consilier al municipiului Târgu Jiu și o voce destul de proeminentă a opoziției din interiorul puterii, ca să spun așa, pentru că de fiecare dată le face zile negre PSD-știlor care sunt obișnuiți, exact așa cum vreau, am văzut la pușitare, să aibă liniște, toată lumea să fie mucles, pentru că altfel nu îi deranjează pe ei la interes. Vreau să vă întreb vis-a-vis de proiectul acela de aducere a gunoielor, care am înțeles că de la Alba Iulia urmează să mai devenim importatori de gunoi în Târgu Jiu și am zis că ați avut o inițiativă în acest sens în Consiliul Local. Să știți că edificându-mă cât cu privire la legislația mediului, care este una extrem de stufoasă, am rămas șocat de câtă legislație a mediului avem în România. Ne putem trezi că se vor importa gunoaie la propriu din Ungaria, pentru că se pot importa aceste deșeuri. Deci putem importa și din Ungaria, numai din Alba. Conform directivelor europene. Acum, noi avem o strategie națională de gestionare a deșeurilor, un plan național de gestionare a deșeurilor, planuri regionale de gestionare a deșeurilor și aici vreau să aduc la cunoștință opiniei publice faptul că Alba face parte din regiunea centrului, iar noi facem parte din regiunea sud-vest, pentru că suntem împărțiți în 8 regiuni pe toată țara. Deci, și aceste planuri regionale sunt făcute tocmai pentru a gestiona deșeurile din regiunea respectivă. Deci putea să ducă Alba la Brașov, la Sibiu, înțeleg că a dus la Sibiu, dar nu mai poate duce la Sibiu pentru că i-au interzis și ei din Sibiu. Deci, înțeleg că este o problemă destul de mult a municipiului Alba Iulia pentru că nu are un depozit de deșeuri. Deci putea să o rezolve fără absolut nicio problemă. Putea să o ducă în Harghita, în Covasna, în regiunea centru. Noi suntem în regiunea sud-vest și să zic că poate prin excepție am fi putut ajuta unul din județele vecine. Și atunci dar în toate aceste strategii și planuri și în legislație și în directivele europene transpuse în legislația românească, practic este solicitat autorităților publice să ia măsuri pentru diminuarea generării de deșeuri. Deci faptul că la Târgu Jiu se produc mai puține deșeuri este un lucru bun, nu este un lucru rău. Pentru că sunt autoritățile publice prin legislația în vigoare și prin directivele europene, li se recomandă să încurajeze cetățenii să nu producă atât de mult gunoi. Deci atât de multe deșeuri. Asta este ideea, să nu produci deșeuri. Și asta vreau să spun. Iar există suficiente deșeuri în raza județului Gorj, în raza teritorială a județului Gorj, care dacă ar fi strânse de actualul prestator de servicii privind gestionarea deșeurilor, cu siguranță s-ar ajunge la cantitatea respectivă de deșeuri. Dar avem deșeuri aruncate pe toate malurile râurilor, avem peste tot câte o mică groapă de gunoi. Și asta este mare problemă și atunci eu nu pot să accept
Eu nu pot să accept în condițiile în care municipiul Târgu Jiu produce deșeuri mai puține, să aduc deșeuri din altă parte pentru că nu și-ar scoate investiția societatea comercială respectivă sau societățile comerciale care gestionează aceste probleme, cărora le-a fost delegat acest serviciu. Ideea este că, sigur că eu sunt de acord că celula a doua, că am fost la groapa de gunoi din municipiul Târgu Jiu, este prima celulă care este aproape plină și urmează celula a doua. Înțeleg că au 6 celule. Acum, ei spun că cea de-a doua celulă este de 1.000.000 de tone. Asta înseamnă că dacă vor veni anual 50.000 de tone, se va umple în 20.000 de ani. Atenție, acestea sunt deșeuri menajere și nu se pot recicla. Majoritatea lor nu se pot recicla, deci vor rămâne acolo, o să avem o glina. Deci vorbesc la modul cel mai serios. Ne apropiem de București, probabil ăsta e scopul, să devină o capitală. Și vorbesc la modul cel mai serios și populația trebuie să știe aceste lucruri, că ele vor rămâne acolo, nu știu evoluția tehnologică. E posibil ce evoluție tehnologică? Pare rău că eu trec foarte des pe acolo. Dacă nu poți să înregistrezi mirosul de la glina când treci pe acolo, că dacă l-am dat la trei spectatori exact. În gorj, cred că nu mai trebuie nimic. Asta înseamnă că cea de-a doua celulă ar fi umplută în 20 de ani. Da? Așa văd că cei de la societatea care administrează, societatea Polaris, vrea să-l umple în 10 ani ca să apuce să construiesc o nouă celulă și o nouă celulă și pentru că ea se umplea, să mai construiască încă o celulă. Regula de bază adică eu nu pot să accept că avem un beneficiu economic prin faptul că aducem deșeuri la Târgu Jiu. Este ca și cum am legaliza consumul de droguri pentru că am creat mai multe spitale pentru narcomani și în felul ăsta am creat locuri de muncă. Este fals să vii să spui că tu ții locuri de muncă prin aducerea deșeurilor în municipiul Târgu Jiu. A, dacă ai avea o fabrică de reciclare în municipiul Târgu Jiu și ai aduce deșeuri pentru fabrica trebuie respectivă de lume, sigur că da, pentru fabrica de reciclare da, pentru că dai locuri de muncă exact. Și cu fabrica respectivă de reciclare. Deci aceste societăți se pot orienta în înființarea până la unei fabrici de reciclare pentru a da în felul acesta locuri de muncă. Și am făcut un proiect de hotărâre de Consiliu Local. Aștept să fie convocată de către domnul primar o ședință extraordinară. Dacă nu este convocată, săptămâna viitoare o să merg la... Suntem doi consilieri locali la ALDE și o să merg la consilieri locali de la celelalte partide politice pentru a strânge numărul de 7 semnături pentru a convoca o ședință extraordinară în care iar îi agitați așa să prin care am introdus 3 articole, adică toate administratorii de depozite de deșeuri trebuie să ceară acordul expres al consiliului local pentru deșeurile aduse din alte unități administrativ-teritoriale. O măsură binevenită. De asemenea, articolul 2, în condițiile în care există astfel de operațiuni în derulare, se suspendă până la obținerea avizului din partea Consiliului Local și, în al treilea rând, unitățile administrative fac excepție de la aliniatul 2, adică pot să depoziteze în continuare unitățile administrativ-teritoriale de pe raza județului Gorj. Adică cei care sunt în județul Gorj pot să vină să depoziteze deșeurile să depoziteze deșeurile în municipiul Târgu Jiu. Dar atât, nu putem să și majoritatea mi-a spus că nu poți, că Polaris are contract sau ceva de genul. Dar eu n-am făcut, nu scriem proiectul de hotărâre despre Polaris. În proiectul meu de hotărâre se referă la toți administratorii de depozite prezenți și viitori. Și mi se pare corect să vină să-mi ceară acordul pentru în condițiile în care mi-aduce din alte unități administrativ-teritoriale, pentru că o să-i spun societății care se ocupă cu gestionarea deșeurilor că există deșeuri peste tot în județul Gorj pe care nu le strânge. Și atunci ar trebui strânse deșeurile din județul Gorj și după aceea, dacă nu se acoperă cantitatea de 100.000 de tone lunar, așa cum doresc dumnealor, anual, așa cum doresc dumnealor, doar atunci să aducă deșeuri din altă parte. Unde mai pui, că de unde știi că până la sfârșitul anului următor, până la sfârșitul acestui an, nu vor fi 100.000 de tone de deșeuri? Ce faci dacă-s mai mult de 100.000 de tone de deșeuri? Nu mai ai strângi deșeurile din municipiul Târgu Jiu și din județul Gorj să le aduci la... Deci este o mare problemă și trebuie să înțeleagă foarte clar că nu ne jucăm depozitul respectiv e concesionat de o societate privată. Nu ne jucăm cu soarta municipiului Târgu Jiu cum vrem doar de dragul de a ne juca.
pentru că are unul o concesiune. Clauzele contractului pot fi modificate, pot fi renegociate. Este un contract administrativ, adică este un contract între un privat și o instituție publică, o autoritate publică. Adică este diferit de contractul comercial guvernat de dreptul, de dreptul comun. Este cu totul altceva și poate fi modificat fără absolut nicio problemă. Dar ideea de bază rămâne. Eu sunt responsabil față de sănătatea cetățenilor din municipiul Târgu Jiu și nu vreau să aduc deșeuri pentru că nu o să dăuneze acum, dar o să dăuneze peste 10, 20, 30 de ani. Și asta este mare problemă. Unde mai pui mirosul pestilențial pentru cetățenii de pe strada Slobozia? Adică am discutat și eu cu ei și mi-au spus același lucru, că nu putem să respirăm aici. Deci este o mare problemă. În ecuația celor amintite de dumneavoastră, mi se pare că cei mai deștepți sunt băieții din Alba. La ce să ne facem noi groapă de sigur, gunoi când aibă le ducem bala păi motivarea, Brașov, motivarea, bala motivarea Societății Polare și a primarul municipiului Târgu Jiu vin să spună că domnule și cei de la Vâlcea duc la București. Păi de deștepți ce sunt duc la București? Păi da, corect. Asta e ideea. Da. Pentru că sunt niște oameni foarte deștepți și de-aia duc la București. Nu vor să-și facă ei groapă de gunoi la ei în oraș. Foarte deștept și eu, mai mult decât atât, nu numai că nu vreau bani la primăria municipiului Târgu Jiu pentru că aduc deșeuri, vreau să dau bani să scap și de ăștia care sunt. Dacă se poate scăpa de ele, eu aș vrea să dau bani de la bugetul Consiliului Local, de la bugetul municipiului Târgu Jiu, astfel încât să scap și de deșeurile acestea care sunt. Dumneavoastră, deci care sunt factorii decidenți, credeți că vor asta? Asta este viziunea mea pentru municipiul Târgu Jiu și oamenii trebuie să o cunoască. Nu vreau o să aduc deșeuri, ecologică, vreau... O viziune corectă și o viziune pentru viitor. Dar ăștia care sunt la butoane încurată factori decidenți, crezi că își doresc asta? Vom vedea ce vor, dacă ce vor face și cum vor băieți vota. Deștepți, duc la București, sigur că da. Alba Iulia, băieți deștepți, duc în alte părți. Noi de ce trebuie să importăm, până la urmă, gunoile aduse de alții? Sigur că da. Deci nu, ăsta este punctul meu de vedere, nu trebuie să ne batem joc pentru 2 lei pe care ni dau pe tona de gunoi și că avem noi o redevență și câștigăm la nivelul buget de nu se cunoaște la nivelul bugetului municipiului Târgu Jiu. De regulă, sub un astfel de paravan se ascundă cele mai diabolice intenții, adică, bă, vă facem bine, dar stați, nu vă agitați, dar de fapt profitul e al nostru. Zic și eu, la modul general vorbind acum. Oricum, să strângi bani și creând probleme de sănătate oamenilor, nu mi se pare total găunos și nu câștigi absolut nimic. Nu câștigi absolut nimic. Competiția care va exista pentru funcția de primar al municipiului Târgu Jiu, cum o să abordeze partidul ALDE această competiție și cum crezi că o să abordeze celelalte structuri politice? Vom avea alegerea noastră pentru funcția de primar al municipiului Târgu Jiu? Cum văd eu că se mișcă lucrurile, mi-e greu să cred că vor fi anul acesta alegeri. Dacă vor fi alegeri, vor fi alegeri în toată țara. Sunt vreo 70-80 de localități, din câte am înțeles. Două municipii reședinți. Deci nu mizez prea mult și Craiova. Nu mizez, dar eu îmi fac datoria în Consiliul Local. Deci nu un politician serios este în permanență în campanie electorală prin acțiunile politice pe care le întreprinde. Nu este în campanie electorală doar o lună sau două săptămâni spunând că ea sunt răi, după care trăiește foarte bine cu ei. Eu am propria mea viziune despre municipiul Târgu Jiu, despre modul în care trebuie să fie un administrat un oraș în secolul 21, despre modul în care trebuie să se finanțeze un oraș în secolul 21 și diferă extrem de mult de actuala administrație și dacă va rămâne în continuare și viitorul va fi la fel ca până acum. Deci eu dacă voi intra în campania electorală și sper ca ALDE să-și pună candidați peste tot, pentru că în felul acesta putem să rămânem în conștiința oamenilor că într-adevăr ne-am câștigat locul pe scena politică, adică avem candidați de fiecare dată și sunt oameni care pot să intre în competiții electorale, în orice competiție electorală, sper să avem candidați și să pot să candidez, să spun că mi-am respectat programul electoral cu care am candidat și am luptat pentru realizarea acelui program electoral. Adică m-am ocupat în principal de marile domenii, educație, sănătate și am făcut foarte multe propuneri și siguranța copiilor noștri. Am spus foarte clar că voi face acest lucru și în conformitate cu programul meu electoral am făcut și acest proiect de hotărâre. Da?
pentru că mă interesează sănătatea locuitorilor din municipiul Târgu Jiu. Ați vorbit anterior de o viziune a secolului 21 pe care o aveți asupra orașului Târgu Jiu, dar dacă stăm și ne uităm la prezent, dar și la trecut, vorbim de o epocă medievală, indusă, forțată de către cineva care ne-a condus. Exact. E greu, adică, să vorbești într-un oraș dominat de spirit medieval, de o viziune a secolului 21, pentru că oamenii în același timp sunt atât de sceptici și atât de retrogazi vis-a-vis de dorința cuiva de a face bine, încât au impresia că se pare desprins într-o altă lume. Să spun o chestiune de... Pe perioada de înainte de 5 iunie, când a fost locale, un sondaj de opinie făcut în anumite comune, venea și spunea cineva la oamenii prin diverse comune din județul Gorj, dacă ar veni un candidat apropo de viziunea secolului 21 pe care o aveți dumneavoastră, și v-ar spune, mă, mamaie, mă, tata, o să vă facem locuri de muncă aici, o să vă aduc niște investiții europene, așa, și o să creăm locuri de muncă pentru copii, pentru nepoți. Și vine un altul și o să spună, mă, mamaie, ce ai tu nevoie? Păi am nevoie de un podeț de lemn, s-ar pârleazul, să trec pârleazul cu vaca prin spate. Pe ce n-ați votat? Pe ăla care îmi face podețul ăla de lemn să trec pârleazul cu vaca prin spate. E incredibil. Deci, îți spun, dacă n-aș fi văzut cu ochii mei, n-aș fi crezut așa ceva. Da, nu mai putem să fim un municipiu care să, sau un oraș care să nu fim racordați cât de cât la circuitul financiar global, european, mă refer la noile marele metode. Sat global ne împrumutăm cu plasa, adică municipiul nu se poate duce la bancă să se împrumute cum împrumut cu plasa eu. El trebuie să dea o valoare orașului, să vândă... Avem o valoare peisagistică, ca să spun așa, că avem să vândă, floricele în toate. Să vândă obligațiuni pe care ulterior să le răscumpere. Sigur că da, asta este metoda modernă și până la urmă dacă ai intrat în acest circuit financiar, adică inevitabil evoluezi și dai valoare orașului. Inevitabil, pentru că atragi și să ai o viziune pentru peste 20 de ani, să spunem, chiar dacă pornești de acum, adică să ai chiar o bursă peste 20 de ani în municipiul Târgu Jiu. Care ar fi problema? Pentru că n-ai face decât să... Nu se pare parcă aș fi Alice în țara minunilor, așa că... Nu, dar lucrurile pornesc foarte greu. Eu nu spun acum, de asta am și spus peste 20 de ani. Lucrurile pornesc foarte greu, dar înspre asta trebuie să ne îndreptăm și viziunea noastră trebuie să fie înspre asta. Nu înspre, adică hai să ne mai împrumutăm cu plasa la o bancă, să mai facem o alee, să mai facem o bordură, să-mi fac eu probleme ca primar că n-a fost pusă bine bordura. Păi cum să nu fie pusă bordura? Adică trebuie să am inginerii necesari, adică ce discutăm aici? Eu nu pot să-mi fac probleme de genul ăsta. Trebuie să am discuții cu oameni de afaceri pe care să-i aduc, trebuie să am discuții cu grupuri financiare pe care sunt dispuse să investească și să le ofer facilitățile necesare. Dacă mă ocup timpul cu zambiluțe și cu trotuare și cu asfaltări, pentru... deci nu se poate, nu poți să faci nimic cu acest oraș. Absolut nimic nu poți să faci cu acest în primul oraș. Rând trebuie să iasă din starea asta de autarhie în care a fost introdus de către factorii politici responsabili și în al doilea rând, abia în al doilea rând să încerce să facă un prim pas timid, dar zic eu cu destul curaj, către viziunea pe care o ai vis-a-vis de ce înseamnă Târgu Jiu secolului 21. Deci eu sunt 100% de acord cu ceea ce spui tu, dar când mă uit la ce se întâmplă la prezentul actual, mi se pare că suntem desprinși din două povești diferite, adică ce spui, realitatea pe care o afirm și realitatea concretă în care trăim noi. Exact, dar pentru asta este nevoie de un primar cu viziune, care să îndrepte încet încet lucrurile către ceea ce am spus eu. E Aurel Popescu acel primar cu viziune? Din punctul meu de vedere, nu. Este foarte clar și de aceea și vreau să candidez. De asta și vreau să candidez, pentru că cred că pot să fac pentru municipiul Târgu Jiu foarte multe lucruri și să-l îndrept către ceva, fără să stau 16 ani primar. Pentru că consider că două mandate, 8 ani de zile, îți ajung să îndrepți către, se puteau face în 16 către ani. Ceva. Da. Sigur că da. Poți să îndrepți municipiul către ceva irreversibil, care să nu se mai întoarcă înapoi și încet, încet vor crește alții care vor avea aceeași viziune și vor spune, iată domne, se poate și așa merg și eu mai departe. Înspre Occident, adică nu... Înspre... Noi suntem cu fața mai degrabă spre Sovietul Suprem, ca să spun așa, pentru că am întors de ceva vreme spatele Occidentului datorită unui comportament destul de discreționar al Khmerilor Roșii dovedit pe parcursul în data de 5 decembrie, când au, de 11 decembrie, pardon, au câștigat alegerile. Nu știu dacă se va perpetua această stare, pentru că dacă se va menține acest statuvo la nivelul mental și politic al societății, eu cred că vom avea de suferit și ceea ce spui tu va deveni o poveste de tip Star Trek pentru Târgu Jiu. Cred că, oricum ar fi, chiar dacă foarte, foarte greu, tot spre asta ne îndreptăm. Adică suntem în drum ireversibil spre Occident. Ideea e viteza cu care mergem. Adică dacă mergem cu... Ești optimist cu drumul ăsta, e ireversibil, e bine, da. Și e ireversibil din punctul meu de vedere și e doar viteza. Adică mașalier, de multe ori s-a stat pe loc. Asta este mare problemă.
Apropo de cele amintite, pe mine m-ar interesa dacă am putea să dezvoltăm la nivelul și la învergura internațională pe care ar merita-o celebrul sculptor Constantin Brâncuș, pentru că în momentul de față, eu zic că a ajuns într-un ridicol, într-o deriziune a politicienilor, încât vorbim mai degrabă de orașul Cărciumaru și al lui Călinoiu și aproape deloc de orașul Brâncuș. Tot asta face un primar cu viziune, adică ai nevoie clar viziune, de, să-l cităm pe ai nevoie viziune de, și clar viziune. Este foarte clar pentru că pentru a te promova în Occident ai nevoie să contractezi anumite societăți care să-ți facă lobby. Este foarte clar lucrul ăsta. Trebuie găsite soluțiile legale pentru a găsi prin soluțiile legale pentru a găsi firmele de lobby și pentru a găsi lobbyiștii necesari la nivelul Occidentului. Pentru că numai așa poți să ajungi în lume. Dacă spun alții de tine, știm foarte clar, ne mirăm de fiecare dată de ce Ungaria are intrare atât de mare în Statele Unite ale Americii, deși în ultimul timp a fost criticată vehement pentru măsurile pe care le-a luat Victor Orban. Dar ei au un grup de lobby foarte puternic în Statele Unite ale Americii, încât indiferent ce ar crede președintele american, vin 100 de oameni și spun, nu este chiar așa de rău în Ungaria, este foarte bine în Ungaria. Și atunci președintele american ce să creadă? Iar noi avem nevoie de acești oameni influenți care să fie de partea noastră și care să promoveze municipiul. Și în felul acesta vom auzi de, în loc de municipiul Târgu Jiu, vom auzi de orașul lui Brâncuș. Că grupul de lobby sau grupurile de lobby pe care le aminteai sunt doar un simplu element al întregii ecuații, pentru că dacă din bugetul municipalității și din bugetul Consiliului Județean s-ar defalca o anumită sumă pentru a reprezenta Târgu Jiu, județul Gorj, la târgurile, la mare târg internațional de turism. Și asta e, de acord cu dumneavoastră. În momentul în care vor penetra această piață, vom avea numai de câștigat. Nu știu de ce nu se dorește să facă acest lucru, ci încăpățânarea asta catâră pe care o manifestă acești oameni, de a defalca o sumă pentru a participa la târgurile acelea vitale, nu să duc la hotelul de la Doina Gorj, la care cântă 5 minute. Categoric, da. Da. De ce nu penetrează piața asta turistică internațională unde vedem Grecia? Am uitat Grecia stânci da, mare. Da, Grecia, tot spun, toți spunem de Grecia că sunt puturoși, că nu muncesc, că muncesc 6 ore pe zi, că au 3 zile libere pe săptămână, că au al 14-lea, al 15-lea salariu. Dar iată că ei știu să se promoveze întotdeauna peste tot. Sigur că da, fără tăieri masive de salarii, fără tăieri masive de pensii, fără, pentru că știu să au conducători care până la urmă țin cu grecii și chiar dacă conducătorii lor au furat, n-au furat neapărat de la ei, dar au furat din fondurile Uniunii Europene, da. Pentru că le-au atras. Ăștia nu știu, parcă ar avea descendență din tribul tătarilor de-a lungul istoriei, dacă stăm și uităm la modul în care s-au comportat cu societatea, cu comunitatea în general și cu bugetul public. Vorbim mai ales în zona de sud și vedem un dezechilibru al încasărilor și plăților făcute la produsul intern brut pe structuri administrative teritoriale. Vedem Timișul, vedem Aradul, vedem Brașovul, vedem Sibiul, mari contributori la PIB, în același timp mari consumatori, nu știu, Telenor, mi se pare că e pe locul 2, dacă nu mă înșel. Până acum, să fim cât se poate de realiști, până acum în guvernele României au fost mulți reprezentanți din zona Transilvaniei. Acum văd că sunt mulți reprezentanți din zona aceasta, sud, Moldova, de unde n-au fost foarte mulți reprezentanți. Sper ca, și să nu este cazul să fim ipocriți, este foarte clar că reprezentanții din zona Transilvania, miniștrii din zona Transilvania, au ajutat Transilvania. Nu trebuie să fim ipocriți. Au dat bani în zonele respective, i-au ajutat cu proiectele pe care le aveau făcându-le lobby prin ministere, aprobându-le proiectele, deci să nu fim ipocriți, pentru că așa se face politica. Eu acum sper, după ce văd că sunt destui reprezentanți din zona aceasta de sud-vest, să dezvolte și această zonă în condițiile în care unul din primari nu dorește să dezvolte un oraș, o localitate din această zonă, ministrul să vină și să spună acest lucru, să spună că este un incompetent și că n-a venit cu proiecte și așa mai departe. Aștept și astfel de soluții. În baza celor spuse de tine, mi-aș dori, dacă ai ocazia să faci o zi sau câteva ore de turism, ca să spun așa, în județul Telorman, și după aia cred că vei avea o opinie mult mai solidă despre tot ceea ce va însemna managementul mastermind-ului din umbră de pe Chiselev, de acolo, că de la Chiselev până la Palatul Victoriei dai cu piatra, mai degrabă guvernul se comunice de acolo din Chiselev decât de la Palatul Victoriei, și atunci putem emite o opinie vis-a-vis de aceste lucruri, mai ales că acel județ este de al doilea sau al treilea mare încasator care papă banii de la produsul intern brut.
din România. Asta mi se pare mie extrem de deplasat. De acord, a ajutat anumite structuri administrativ-teritoriale, comune și mai știu eu ce, din zona Transilvaniei. Dumnezeu, dar în momentul în care ăștia mănâncă aproape toate resursele PIB-ului și vedem acolo, efectiv, rasa aproape tot. În mod normal, cred că s-ar putea face și ar putea fi încurajată dezvoltarea agriculturii în Teleorman, păi în zona respectivă. Asta aștept să aștept să o fac. Asta vreau să spun. Aștept să o fac, având în vedere că sunt destui reprezentanți în guvern din aceste zone. Eu chiar aștept să se dezvolte aceste zone și sper sper așa la adresa lor. Dar ar fi absurd să nu se facă. Păi de ce n-a făcut ar fi absurd să nu se facă. De ce n-a făcut până acum, în atâția și atâția ani de zile? Dacă vezi Teleorman la curată, mie mi s-a părut că am intrat în altă țară, sub dezvoltată de categoria 4. De sincer, eu n-am avut impresia că sunt în România. Alexandria, într-adevăr, e un pic așa mai este, mișcă, da, dar da. Este îngrozitor ce acolo. Am mers aproape la finalul emisiunii o concluzie a dezbaterii noastre în această seară. O concluzie este că lucrurile rămân așa ca până acum, atâta timp cât va fi aceeași administrație la municipiul Târgu Jiu. Adică, sub nicio formă, nu se vor schimba. Deci până în 2020, băieți, l-am luat portofele. Mulțumesc pentru participarea din această seară. Mulțumesc și eu pentru invitație. La Daru, mulțumesc și noastră, stimați spectatori, pentru că ați fiecare alături de Tele3, singura televiziune liberă și independentă din județul Gorj. Semnul Filip, vă spun seara plăcută, ne revedem luni la ore 19. La revedere!